doamnelor și domnilor, urmează să-și facă intrarea în cușcă un luptător care în prima ediție a Galilor Heroes Fight League a făcut un match senzațional. Astfel, în colțul roșu, are 25 de ani, 1,70 m, 70 de kilograme. Provine de la Bombers București. Este antrenat de Iordan Constantin. Sorin Gogu! No, am prevăzut meciul pe care l-a disputat Sorin în urmă cu câteva luni în prima gală Heroes Fight League împotriva unui adversar extrem de puternic, Cristi Iorga, multiplu medaliat atât în competițiile de BJJ cât și în competițiile de MMA, profesionist și amator. A fost un meci foarte bun făcut de Gogu, ținând cont că a acceptat lupta cu câteva zile înainte de eveniment. Este foarte important să precizăm că în mod normal un luptător când se pregătește pentru un meci de MMA o face o lună, două, poate chiar trei luni înainte și are o pregătire specifică pentru adversarul împotriva căruia are meci. Așadar, de fiecare dată când apare o situație din aceasta neprevăzută, nu este bine nici pentru luptătorul care a rămas în ecuație, nici pentru cel care a intrat nou. Și iată că de data aceasta cei doi, Sorin Gogu și Cristi Iorga, au făcut un meci foarte, foarte bun. Abia aștept să-l văd și în această seară. Pe Sorin. Colțul său, Iordan Constantin. Are 33 de ani, 1,76 m și 70 de kilograme. Vine de la Calatis Fight Club și Sharks Gym Constanța. Are 2 victorii din tot atâtea meciuri la profesioniști. Doamnelor și domnilor, Adrian Chiriță! Îl vedem și pe Adrian Chiriță. Adrian Chiriță se antrenează la Calatis Fight Club, este centură MOV în jiu-jitsu brazilian, are un palmares de 2 victorii și 0 înfrângeri în MMA-ul profesionist. L-am văzut luptând în gala Black Cage Tournament, a câștigat un meci prin heel hook și altul la decizie. Ambele meciuri se disputau în 2015. Foarte antrenantă melodia pe care intră Adrian Chiriță. Deseori luptătorii și aleg o melodie care vibrează cu ceea ce se întâmplă în interiorul lor, caută să intre într-o stare de bătălie, de felul cum se motivează pentru, să zicem, a merge la război. Da, impresionează și cu aceste tatuaje Chiriță. Am avut ocazia să întâlnesc pe Adrian la numeroasele competiții de jiu-jitsu brazilian. La o luptă cu Nata, ascultați întotdeauna indicațiile mele, nu loviți în spatele capului. A început cu Ușu Chiriță. Judge. Apoi a trecut la la jiu-jitsu brazilian. Idolul său este Georges St-Pierre. Începe tare Sorin Gogu. Low kick din partea lui Gogu. Side kick acolo. Lovitură înaltă de picior trimis acolo de Sorin Gogu. Ce mușchi are la picioare Sorin Gogu când lasează o lovitură. Orică se simte ca și cum te lovește o cărămidă. A dispărut din calea acelui croșeu de dreapta a Chiriță. Foarte bine a intrat acolo la 2 picioare, dar Gogu s-a apărat foarte bine. Foarte agresiv Gogu în debutul luptei. A știut să țină distanța, însă Chiriță să facă pasul în spate și să evite. Dacă Gogu continuă să lanseze lovituri și să pună foarte multă forță în spatele lor, iar multe dintre aceste lovituri nu-și vor nimeriți. Dar iată acolo ce e, intrare la 2 picioare și un takedown. Chiriță îi prinde capul acolo într-o tentativă de ghilotină, până la urmă Gogu reușește să iasă, depășește garda, Chiriță îi dă spatele, Gogu îi lansează lovituri la cap. Și până la urmă arbitru oprește meciul. Poate
A fost un pic de exces de zel din partea arbitrului, dar până la urmă e decizia lui și a făcut foarte bine că s-a gândit la integritatea sportivilor. Chiriță nu se apăra în mod inteligent acolo, ok, avea mâinile pe cap, dar bombele pe care le lansa Gogu cu siguranță făceau damage și Yamato Zaharia, arbitrul acestui meci, a preferat să oprească meciul pentru a-i păstra integritatea corporală lui Adrian Chiriță. Învingător, technical knockout în prima rundă, din colțul roșu, doamnelor și domnilor, Sorin Gogu! Victorie extrem de rapidă pentru Sorin Gogu, a pierdut prima luptă în circuitul Heroes, însă a fost și atunci un meci bun, așa cum ai spus și tu, și iată, de data aceasta a fost răsplătit cu o victorie în prima rundă. Cât de agresiv a început această luptă și a continuat cu aceeași atitudine până când și-a terminat adversarul. Sorin Gogu și Adrian Chiriță au luptat la categoria 70 de kilograme, atât au avut ieri, probabil că au folosit strategia cu încărcare cu apă, cel puțin așa arăta Sorin, pentru că nu arăta sub nicio formă a 70 de kilograme.